Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pregătit pentru voi un clipuleț pe care normal trebuia să-l postez undeva la încheierea anului 2018, însă am avut alte clipulețe pe listă sau am luat pauză, nici nu mai țin exact ce s-a întâmplat, sincer. Așa că am venit astăzi la voi cu preferatele anului 2018 în materie de make-up și produse de make-up, adică ce produse am folosit eu cel mai mult în 2018 și ce mi-a plăcut mie cel mai mult în 2018 în materie de rujuri, fond de ten, palete de ochi, de farduri de ochi și acum super greu aici pentru că au apărut extrem de multe anul trecut. Așa că dacă vreți să vedeți care au fost produsele mele preferate de make-up în 2018, așa pe categorii luate, urmăriți clipulețul în continuare. Începem cu primerul. Primerul este primul produs de make-up pe care eu îl aplic înainte de a-mi aplica fondul de ten, pudra, bronzerul și așa mai departe. Iar primerul meu preferat din 2018 și pe care l-am iubit mult de tot și încă îl iubesc, dar nu îl mai am, este cel de la Becca First Light Priming Filter. Și o să vă pun aici o poză cu el ca să-l vedeți, pentru că nu îl mai am să vi-l arăt personal. Am terminat sticluța de 30 ml. Este un primer extraordinar de bun, are ingrediente faine, este pe ten ușor ca o apă și miroase ușor a portocale, deci pot să zic că are un miros citric. Deci make-up-ul să arate luminos, îmi plăcea foarte mult primerul ăsta și iată că l-am terminat. Acum am unul asemănător de la VDL pe care l-am cumpărat de la Beautylish. Are cam același efect, adică are așa un ton movaliu cum are și acela, însă ăsta este mult mai gros și mult mai greu pe ten decât acela de la Becca și aștept să revin în stoc pe Cult Beauty pentru că momentan este out of stock, ca să-l pot cumpăra din nou pentru că este primerul meu preferat în 2018 și probabil până la ora actuală și în 2019, deci nu a trecut decât o lună, deci da. Fondul de ten. Care a fost fondul de ten care mie mi-a plăcut și l-am folosit cel mai mult în 2019? Este cel de la Fenty Beauty, iar pe locul 2 la mine ar urma cel de la Dior Backstage. Am aici pe amândouă lângă mine. La Fenty Beauty am nuanța 120 și este un subton neutru din câte știu eu. Iar cel de la Dior l-am în nuanța 0W, dacă nu mă înșel, și asta este cu subton galben, deci nu este cu subton neutru. Amândouă au aproximativ cam aceeași formulă, adică sunt pe ten extrem de ușoare, sunt ușoare ca o pană. Însă în materie de acoperire, cel de la Fenty Beauty acoperă mai mult decât acesta de la Dior. Amândouă au posibilitatea de a se construi pe ten, adică să pui strat peste strat, două straturi, trei straturi, pentru că nu arată nasol. Însă dacă pui din ăsta de la Fenty trei straturi pe piele, deja arăți mască, iar mie nu-mi place lucrul ăsta. Și cu un singur strat ușor din ambele poți să scoți un look natural și să nu pară că porți fond de ten. Par amândouă extrem de naturale pe ten, rezistă și la vreme uscată și la vreme călduroasă. Îmi plac enorm de mult amândouă și acestea sunt câștigătoarele pentru mine din anul 2018. Pudră de setare am una singură în 2018 care mi-a plăcut mult, la Huda Beauty. În anul 2018 a fost câștigătoare pentru mine și am descoperit-o cred că în decembrie, dacă nu mă înșel, deci destul de târziu, însă am folosit-o zilnic. Mi se pare enorm de bună, ține uleiurile mele sub control, adică am tenul uleios și după ce o aplic pe ten și setez fondul de ten cu ea, este mat, deci pur și simplu nu e strălucire, absolut nimic, este o pudră mată. Eu am în nuanța Pound Cake, nu este translucentă, are o ușoară tentă galbenă pentru că este pentru tenurile cu subton galben. Are mirosul exact ca dacă aveți fondul de ten de la Huda Beauty, miroase identic ca acela, numai că mirosul dispare după vreo 5 minute 10 de la aplicare, să zic, deci nu persistă să miros toată ziua pudră. La textură îmi place enorm de mult pentru că este fină ca o, nu știu, ca ceva măcinat, o făină, este extrem, extrem de fin măcinată, în ghilimele ca să spun, și lucrul ăsta îmi place foarte mult pentru că astfel o face ușoară pe ten și nu se simte uscată, nu arată pielea ca și cum ar fi dată cu pudră, deci pare cât de cât naturală, iar dacă după ce setezi fondul de ten cu ea și aplici un spray ceva de setare, un spray care principal topește machiajul de pe față, arată foarte drăguț. După ce o să termin, cu siguranță o să o recumpăr, deși aici avem 20 de grame de produs și eu cred că am folosit nici 5 grame până acum. Că da, de la Huda Beauty nu fondul de ten a ajuns în preferatele mele, ci mai degrabă pudra. La categoria bronzer am să vă arăt un bronzer în sine și o paletă de față care conține bronzer. Bronzerul care este singurel la mine mână este cel de la Anastasia Beverly Hills. Ce design drăguț are. Îl am în nuanța Tony și l-am cumpărat undeva prin martie anul trecut, dacă nu mă înșel, și l-am folosit extrem de mult de atunci și n-am ajuns la tăviță deloc. Este un bronzer cu subton rece, din câte știu eu, este ușor roșiatic, deci nu este galben cald. Nu știu cât de bine se vede la mine pe mână, însă mie îmi place foarte mult. Da, așa un bronz extrem de natural
tenului și este mat, deci nu are sclipire absolut deloc. Este mat, 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 însă mie îmi face tenul să pară bronzat sănătos, bronzat de la soare natural, adică nu la solar. Îmi place foarte mult bronzerul ăsta, în special nuanța asta, oscilam cumva între Rosewood și Tony. Rosewood, din câte știu eu, are un subton mai cald, mai galben, iar ăsta este mai roșiat și îl prefer pe ăsta. Nu știu dacă o să-l termin în curând, pentru că puțin merge mult la bronzerul ăsta și chiar dacă ai aplicat mai mult, să zicem, mai luat cu pensula mai mult, se blenduiește și se face extrem de drăguț pe piele. Românca noastră și nu neapărat de aia îl recomand, dar ca formulă este super bun și rezistă mult pe ten, adică se duce, poți să-l ții 9 ore aplicat pe ten și încă se vede acolo umbra pe obraz. Deci, da. Paleta despre care vă spuneam că are un bronzer în interior care îmi place, nu are numai bronzer care îmi place, ci și blush-ul și iluminatorul, deci toată paleta îmi place per total. Este vorba despre paleta de la Hourglass. Este super reflectivă, super. Este paleta Unlocked, care din păcate nu mai este în stoc, deci s-a dus din stoc, dar e o paletă uimitoare. A fost o ocazie minunată pentru mine să încerc pudrele de la Hourglass, pentru că are 6 nuanțe în interior. Astea sunt nuanțele din interior, a fost ediție limitată de Crăciun. Avem aici un bronzer care este undeva arăt eu aici, iar astea două sunt considerate pudre de setare, însă eu nu le folosesc ca pudre de setare pentru că sunt închise pentru mine. Și atunci când aplic bronzerul, le aplic pe toate trei, din asta mai puțin, deci foarte puțin am folosit, dar astea două le îmbin pe amândouă când aplic bronzerul și este un bronz superb. Iluminatorul îmi place de asemenea, blush-urile îmi plac amândouă și acum o să vă fac swatch la bronzer care este aici, la iluminator și la blush-urile amândouă. Să vedeți cât de drăguțe sunt. Acest bronzer are un luce, o sclipire anume, deci nu este un bronzer mat. Iluminatorul este unul foarte intens și pare pe piele așa din interior, nu știu cum să spun, deci nu se vede pe piele, nu face textură la obraz. Îmi place foarte mult, l-am folosit intens iluminatorul și blush-urile la fel, cu toate că eu nu sunt o persoană care folosește blush-uri și asta m-a uimit. Deci cam astea sunt cele din paleta Hourglass. Aceea care este cea mai deschisă și normal este considerată o pudră de setare, eu nu pot folosi și este totuși închisă, dar nu se vede pe piele dacă o aplic, așa că de aia nu i-am făcut swatch. Astea sunt principalele din palete pe care eu le folosesc, deși pe toate, îmi plac foarte mult. Special blush-ul roz de aici, este unul care da așa un roz natural ca acela din copilărie al obrazului și mie îmi place. Este fin pe piele, deci acestea de la Hourglass sunt cele mai fine pudre pe care le-am pus în viața mea pe ten, pe care le-am atins în viața mea. Pudrele de la Hourglass în general mi se par extrem de bune și de asta sunt scumpicele și sunt mult mai scumpicele decât altele pentru că merită din punctul meu de vedere. În momentul în care vreau, nu știu, să mă grăbesc undeva, trebuie să plec și îmi trebuie o paletă cu totul, o iau pe asta pentru că are bronzer, iluminator, blush, deci nu mă trebuie absolut nimic, e minunat. Blush-uri nu am folosit prea mult în 2018 pentru că nu sunt o persoană care poartă des blush, mai degrabă dau cu mai mult bronzer și termin. Dar acum haideți să trecem la iluminatoare, la categoria iluminatoare, să vedeți care au fost preferatele mele din 2018. Au fost doar două și culmea sunt amândouă ca niște paletici, adică una este o paletă micuță împreună cu altceva și una este o paletă mare plină de iluminatoare. Am pus și un poll sau o întrebare ceva pe Instagram care credeți că ar fi iluminatoarele mele preferate din 2018 și am spus că cine o să ghicească variantele sau măcar o variantă, o să le public în clipulețul meu cu preferat. Probabil partea mea preferată din make-up în momentul în care aplic iluminatorul, pentru că mi se pare așa o invenție a unui produs minunat, iluminatorul. Anul trecut a fost cel de la NARS Hot Sand și îmi place foarte mult și în ziua de astăzi, să am zis să aleg altceva anul ăsta. Iar în primul rând pentru voi am iluminatorul de la Natasha Denona. Este acesta de aici, Mini Blush & Glow. După cum vedeți, s-a cam dus, adică mai am numai pe exteriorul tăviței. A fost singurul iluminator pe care l-am luat după mine în România astă vară, singurul cu care am stat o lună întreagă și l-am folosit destul de mult și îl iubesc. Îmi place textura lui foarte mult. Este un iluminator care pare că vine așa din interiorul pielii, pare foarte, foarte natural și în momentul în care pui, de exemplu, strat peste strat, pui două straturi de iluminator și din prima când îl aplici, este destul de... să nu îți dai impresia de ceva pe piele. Deci pare pur și simplu că sclipește pielea din interior. Nu știu dacă vă dați seama pentru că este lumina asta prea puternică, însă uite cum e ăsta de la Hourglass, că este lângă el. Ăsta e mai galben un pic, ăsta este deschis, dar este foarte intens în momentul în care pui strat peste strat pe obraz și pare, nu știu, o lumină naturală ca sticla, deci face pielea ca sticla, ca geamul, nu știu cum să mă explic, însă e un iluminator superb. Doamne, cât de drăguțe! Deci dacă am terminat eu aici tăvița asta, am mai dat un picuț aici, poate se vede mai bine, se vede destul de intens oricum. Este un iluminator aproape cremă, dar nu se simte cremă, nu se simte pudră, nu se simte nici gel, nu se simte, nu știu cum să vă explic. Natasha Denona are
o formulă extraordinară la iluminatoare și îmi doresc să cumpăr iluminatorul mare, acela Super Glow, pe care l-a scos acum recent noi. Cuțul ăsta de aici a ajuns în preferatele mele pentru că, vedeți bine, se și vede de ce, l-am terminat. Multă lume s-a așteptat să pun Amrezi ca iluminator preferat în 2018. Multă lume s-a așteptat la Jennifer Lopez în colaborare cu Inglot. Sunt niște iluminatoare incredibile, însă uneori pentru mine sunt prea intense și le evit de multe ori din cauza asta. Al doilea produs preferat ca iluminator din 2018 este o paletă mai diferită. Am spus eu cândva de mult când am prezentat-o în haul că este unicornul din colecția mea. Și chiar așa este. Este paletuța Dreaming Glow Kit de la Anastasia Beverly Hills. Numai după cum arată, vă puteți da seama că este minunată. Deci pe mine m-a umbrit de tot în spate. Ea este vedeta, ea este în față. De ce îmi place mie atât de mult Dream Glow Kit? Îmi place pentru că este diferit. Astea sunt iluminatoarele. O să fac swatch doar la vreo două dintre ele care îmi plac mie cel mai mult din paletuță. Regal, nu știu cum să o numesc. Și nuanța Wish. Astea sunt preferatele mele de aici. Iluminatoarele astea sunt pline de sclipici, deci pline. Am spus asta și în momentul în care le-am arătat în haul și o mai spun încă o dată. Dacă nu vă place sclipiciul, fugiți de paleta asta de iluminatoare, însă dacă vă place, o să vă arăt imediat ce se întâmplă. În momentul în care iluminatoarele astea ating căldura pielii. Deci pur și simplu sunt out of this world. Dacă le blenduiești și mai mult în piele, nu par deasupra absolut deloc, par din interior, dar îți pare pielea de diamant, de... nu știu. Deci nu știu să explic, dar sunt minunate. Mie tocmai de asta îmi plac foarte mult, pentru că sunt diferite. Natasha Denona am ales pentru că este un iluminator care pare din interior, pare natural, însă poți să-l faci și pe ăla intens, dar astea sunt intens direct. Deci cu asta nu poți să o dai așa natural, pentru că nu poți, sunt extrem de intense. Este o paletă de iluminatoare extraordinară. Acum haideți să trecem la o categorie grea. Destul de grea pentru mine, pentru că este vorba despre paletele de ochi, paletele de farduri de ochi. Iar anul trecut cu toții pasionați de make-up, știm că au apărut o grămadă de palete de farduri de ochi și mi-a fost extrem de greu să aleg. Am multe palete de farduri, multe din ele le-am și dat din colecția mea pentru că stăteau degeaba și am vrut să se folosească neapărat. Doar două. Două palete de farduri de ochi se regăsesc în preferatele mele din 2018 și, repet, mi-a fost greu să aleg, însă m-am rezumat doar la cele pe care le iubești cel mai mult din colecția mea de make-up și la cele pe care le-am folosit cel mai mult și cele care mă inspiră și mi se par cel mai wow din 2018. O paletă este ediție limitată și din păcate nu se mai găsește, însă o să vă povestesc despre formula ei. Este vorba despre cea de la Pat McGrath. Nu putea să lipsească din preferatele 2018. Paletica asta este uimitoare și cu mai multe motive, nu neapărat cu unul. În primul rând, ambalajul este jos pălăria, exterior. Este scumpă. Știu, fardurile Pat McGrath și, în general, produsele Pat McGrath sunt scumpe, dar cu un anumit motiv. Pentru că femeia asta, Pat McGrath, make-up artist internațional cel mai bun la un moment dat, ea pune ingrediente destul de bune și destul de rare în paletele ei de farduri, în iluminatoarele ei, în rujurile ei, în tot ce vreți voi. Din cauza asta sunt altfel decât alte produse de pe piață și din cauza asta sunt și mai bune din punctul meu de vedere. Asta este paletica de aici. Este ediție limitată, după cum am spus, Bronze Temptation, dacă nu mă înșel. Și are niște nuanțe minunate, însă nu nuanțele o fac atât de specială, ci pur și simplu formula din interior. O să fac swatch la 3 nuanțe. Odată am luat de aici. Doamne. Asta roșie e o nuanță de pe altă planetă. Când e maro, așa, când e roșie intens. Deci când e maro, când e roșie. Iar asta de aici o mai am ca nuanță în alte palete, dar ca formulă nu. Hai să fac și pe asta de aici pentru că e prea frumoasă. Începem cu cea deschisă. Vă vedeți cum e pe piele? Și o singură dată am dat așa în tăviță. Hai să le iau la rând cum le-am pe deget aici. Da, eu nu am cuvinte deja numai când le văd pe deget. Uitați-vă, vedeți? Sunt cam două crom toate. Și în momentul în care fac așa, iese culoarea la suprafață. Asta de aici, pe post de iluminator, arăți de pe altă planetă. Deci arăți pur și simplu extraordinar. Are două nuanțe mate, care sunt de bază, zic eu. Asta de aici deschisă, pe care o pui în pliul ploapei prima dată. Și din ce pui al doilea straș și al treilea, se închide la culoare. Deci se intensifică foarte mult. Iar asta de aici este o nuanță închisă, cu care mi-am făcut codiță la ochi.
pe post de eyeliner și este o nuanță cu care intensifici look-ul dramatic, de la ușor până la dramatic. Poți să mergi de la un look basic și super glam, cum l-am făcut eu în 2 minute, nu mai mult dată și nu exagerez, la un look extrem de complex și ala în maxim 5 minute. Tocmai asta face specială paleta asta, un alt criteriu. Poți lucra cu ea extrem de repede și nu cred că trebuie să fii expert în make-up și persoanele începătoare, pentru că sunt niște farturi care pur și simplu se blenduiesc singure. Nu am ce comenta rău, de când le-am cunoscut și le-am pus pe ochi, m-am simțit ca o, nu știu, ca o vedetă, ca o persoană din backstage, din spatele prezentărilor de modă mari. Și simplu, dacă am aplicat asta în pliul pleoapei puțin, asta de aici m-a rău deschisă, și am pus-o pe asta deschisă, deci pe toată pleapa, era un look extraordinar de glam, extraordinar de, nu știu, scump, pot să spun așa, dar super simplu. O să mai cumpăr farduri de la Pat McGrath, nu mai cumpăr 100 de palete ieftine, cumpăr mai bine una scumpă și știu că am pus mâna pe ceva calitate. Întrebați cumva, merită Pat McGrath banii? Da. Din punctul meu de vedere, merită total. Iar a doua paletă preferată pentru mine din anul 2018 și de asemenea super versatilă ca și cea de la Pat McGrath este paleta de la Rihanna de la Fenty Beauty Moroccan Spice. Moroccan Spice este o paletă incredibil de frumoasă. Uitați-vă numai la ambalaj în primul rând, cum este fumul ăsta pe aici, Fenty Beauty, cum apare. Iar nuanțele sunt incredibil de frumoase. Astea sunt nuanțele de aici și avem un fard sau două sus, o să vă arăt imediat, care seamănă cu cele de la Pat McGrath, cele metalice. Am rămas uimită să văd lucrul ăsta, însă așa este. Paleta asta am folosit-o o lună întreagă. M-am machiat aproape zilnic cu ea o lună întreagă. Și aici am scos lucruri diverse într-o lună întreagă și mai dramatice și mai naturale și pur și simplu numai fard mat pe pleoapă și în pliu, deci mat fără sclipici deloc și albastru are și mauve și roșu. E o diversitate de culori incredibilă în paleta asta și încă o găsiți să o cumpărați pentru că nu este ediție limitată. Nuanța asta de aici e foarte moale, exact ca cea de la Pat McGrath, asta de aici. Asta seamănă cu ala de la Pat McGrath. Nu știu dacă vă dați seama la cameră, dar este o nuanță superbă. Îmi place de aici mult nuanța Evil Genie, albastrul ăsta. Și nuanța de aici mată, o luăm și pe ea. Și foarte mult îmi place nuanța asta. Asta deci o să încerc să iau așa pe degetul mare. Nu știu, este ca o prună, un mauve super, super drăguț, super! Astea sunt nuanțele pe care le-am luat eu acum din Moroccan Spice. Sunt nuanțe diverse toate, ăsta are reflexii verzui, aproape cum e ăla de la Pat McGrath. Aici avem un auriu cu niște multi sclipici în el, deci nu știu ce culori de sclipici sunt, însă sunt mai multe. Evil Genie este un albastru superb, roșu și avem mauve-ul ăsta de aici. Paleta asta eu am iubit-o de prima dată de când am văzut-o, când a apărut și nu am cumpărat-o atunci și am regretat. Iar după aia când m-am întors din România în septembrie undeva, am cumpărat-o de la Harvey Nichols, de pe site-ul Harvey Nichols, pentru că doar acolo se găsesc produsele Rihanna în Marea Britanie și nu regret absolut deloc. Paletica costă 42 de lire, dacă nu mă înșel, și are, nu știu câte nuanțe are, cred că 15 sau 12, nu stau să le număr acum. Dar sunt niște nuanțe extraordinare, ca formulă. Nuanțele mate sunt pigmentate, dar dacă dai și al doilea strat, se fac mult mai pigmentate. Odată ai pus în pliul pleoapei și ai făcut așa de 2-3 ori și e perfectă, deci s-a blenduit aproape singură, poți să pleci, pui un eyeliner și pa, ai un look super natural. Asta gri e super faină și o să-i fac swatch acum. Uite cât de drăguț e, un albastru indigo gri, deci nu știu cum să-l descriu, dar e o nuanță superbă, mie îmi place foarte mult nuanța asta și se numește Shisha Smoke, dacă nu mă înșel, iar asta de aici albă, asta de aici, este o bază albă cu niște sclipici roz, aproape holografic, dacă nu mă înșel. Nu știu cât de bine surprinde camera, însă este extrem de drăguț și pe post de iluminator, l-am aplicat și ca iluminator. Vă recomand paletica asta din tot sufletul și este a doua preferată mea din 2018, din toate paleticele pe care le dețin și știți bine că am foarte multe. Mi-a fost extrem de greu să aleg, însă doar pe astea două, dacă le-aș avea în colecția mea, aș fi ultra fericită pentru că sunt două palete minunate. Iar la categoria buze am 3 categorii pentru voi. Am luciu de buze, am ruj lichid și am ruj solid, adică baton. Luciu de buze, preferatul meu din 2018 și probabil toată viața de acum încolo, este cel de la Fenty Beauty Gloss Bomb. Este nuanța Diamond Milk. Aproape l-am terminat. Vedeți până unde mai este? Doar atât.
Mai am puțin pe fund și-l termin, este un lucru de buze extraordinar. O să-l recumpăr cu siguranță după ce o să-l termin. Îmi doresc să-l recumpăr acum, dar zic hai să aștept până îl termin de tot. Este un lucru de buze care nu este lipicios pe buze. Este cu multi sclipici, nu știu, multe culori de sclipici în el și are o bază albă, pentru că de asta este alb și se numește Milk, Diamond Milk. Rezistă mult pe buze, hidratează, asta îmi place. Am rămas cu el o noapte întreagă pe buze pentru că l-am aplicat seara, prima dată să filmez pentru Instagram, mă rog, ce am făcut eu, iar dimineața m-am trezit cu buzele hidratate de la el pentru că rămăsese pe buze. Lucrurile de buze pe care le-am încercat, acesta este preferatul meu și credeți-mă că nu sunt sau nu eram, mai bine zis, genul de persoane care se poartă lucruri de buze. Dar de când l-am cunoscut, în ghilimele, am rămas obsedată efectiv și nu o să renunț la Gloss Bomb niciodată. Deci e un lucru de buze extraordinar. Dacă aveți ocazia să-l încercați măcar în Sephora, în magazin din România, puneți mâna pe el și testați-l. Plus că miroase delicios. Miroase a prăjituri, miroase a vanilie, fructe, nu știu, okay, mult și se vede că l-am terminat în nici 3 luni, 4. Cam așa, deci da. La categoria ruj baton am unul singur pe care să vi-l arăt, adică o formulă singură mi-a plăcut în 2018 mult și anume formula de la Inglot în colaborare cu Jennifer Lopez. Este rujul cremos în nuanța flor, l-am eu aici și aproape l-am terminat. L-am pus deoparte să nu mai pun mâna pe el pentru că îl terminam de tot. Asta este nuanța flor, este o nuanță superbă de nude, așa. Deci nu este un ruj mat, este un ruj cremos și lucios oarecum, dar nu prea lucios ca un lucru de buze. Este emolient, adică hidratează buzele și miroase superb. Mi-a plăcut mult, s-a dus J.L. de la Jennifer Lopez de pe baton pentru că s-a dus în jos, l-am folosit și am zis, băi, gata, îl pun deoparte pentru că o să-l termin la un moment dat și nu știu dacă îl mai găsesc pentru că din câte știu eu a fost ediție limitată. Toate rujurile baton pe care le-am în colecție, asta de la Inglot ca formulă mi-a plăcut cel mai mult. Acum să trecem la rujurile lichide și am două pentru voi separat, adică două formule și două companii total diferite, Huda Beauty și Dose of Colors. Dose of Colors i-am descoperit târziu, cred că prin septembrie. Și au o formulă la rujuri lichide extraordinară. Este o formulă ușoară, nu se simte pe buze după ce le-ai aplicat și se usucă mat pentru că este un ruj mat. Nu le mai simți pe buze, nu se transferă, le dai cu greu jos de pe buze, au ingrediente ok. Aici am nuanța New Chica de la Dose of Colors, este în colaborare cu Hello Sarai, este ediție limitată. Asta este New Chica. Este oarecum asemănător cu cel de la Inglot, Flor, de la Jennifer Lopez. Asta este mult mai intens pentru că este ruj mat, iar acum este un pic așa lucios, dar după ce se usucă mat nu mai lucește absolut deloc. Iar aici la Huda Beauty am nuanța Wifey. Culmea, toate trei sunt nude, pentru că da, îmi plac rujurile nude. Seamănă foarte mult toate trei, vedeți? Deci sunt asemănătoare și sub tonuri asemănătoare, Rosalie, pentru că mie asta îmi plac ca rujuri nude, nu ale galbene. Formula nu chiar asemănătoare, pentru că Dose of Colors are formulă mai mousse, mai spumoasă, mai groasă, iar Huda Beauty este aproape apă în momentul în care îl aplici, vedeți? Este chiar mai lucios decât ăla, dar în momentul în care s-a uscat, nu-l mai simți pe buze, rezistă foarte mult timp, chiar dacă este ruj nude sau ruj mai închis la culoare, rezistă mult și nu se transferă niciunul. Dacă ai pupat mâna sau ai băut din cană sau ceva după ce l-ai aplicat și l-ai lăsat să se usuce, nu se transferă niciunul absolut deloc și mi-au plăcut mult ambele formule. Rimelul preferat din 2018 este cel de la IT Cosmetics, Superhero Mascara, arată așa. L-am terminat, acum mai am super puțin în el și trebuie să-l recumpăr. Are așa aplicatorul. Face un volum la gene extraordinar. Deci, mi-a plăcut mult, asta l-am primit gratis de la Beautylish în momentul în care am pus o comandă. Și de atunci am tot tras de el până acum pentru că mi-a plăcut mult și n-am vrut să-l termin. Dar acum că l-am terminat, trebuie să-l recumpăr, este un rimel minunat, dă un volum la gene fără să le încarce, fără să se lipească între ele, fără să mă trezesc cu el negru pe sub ochi ca ursul panda. Deci da, îmi place mult asta de la IT Cosmetics, iar ca produs pentru sprâncene, pudra de la Anastasia, Brow Powder Duo, este preferata mea în 2018. Vedeți că am terminat. Deci am aici gaură făcută în ea. Folosesc nuanța asta pentru interiorul sprâncenei pentru aici, iar nuanța asta pentru exterior. Am video cu tutorialul meu pentru sprâncene unde v-am arătat cum o folosesc și o să vă las link aici undeva să mergeți să vedeți clipulețul. Ei bine, dragilor, cam acesta a fost clipulețul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Acestea au fost produsele mele cele mai iubite și cele mai preferate și cele mai folosite din 2018 de make-up. Dacă v-a plăcut clipulețul, nu uitați să-i dați un like, nu uitați să vă abonați pe canalul meu dacă nu ați făcut-o deja. Mulți din partea mea și ne vedem clipulețul următor. Pa, pa!